Bancherii vor fi remunerați în funcție de rezultatele cuantificate la finalul unui ciclu de intermediere financiară, nu doar în funcție de creditele vândute, potrivit legislației europene în domeniu, transpusă și în reglementările de pe piața internă, a anunțat viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Bogdan Olteanu. Acesta a mai adăugat că pentru această schimbare s-a pornit de la o analiză obiectivă, pentru că în marile sisteme financiare ale lumii, înainte de criză, exista o vădită nealiniere între obiectivele intermedierii financiare și stimulentele bancherilor. Astfel, bancherii erau remunerați pe anumite piețe pe care și riscuri mari în funcție de creditele date, nu de ce recuperau din aceste credite. Chiriile spațiilor de birouri din zona de centru nord și centru vest a capitalei au devenit asemănătoare din cauza volumului diferențiat de spații de birouri, mult mai consistent fiind cel din zona de centru nord a Bucureștiului, potrivit Esop Consulting, informează Mediafax. Astfel, proprietățile de clasa A sau B din zona de centru nord au înregistrat scăderi ușoare ale chiriilor cu 0,5 euro pe metru pătrat pe lună, pe fondul unui volum semnificativ al spațiilor disponibile și al celor în curs de livrare. La polul opus, zona de centru vest, în care opțiunile sunt deosebit de limitate în momentul de față, a înregistrat un ușor reviriment al chiriilor de până la 1 euro pe metru pătrat. De la 1 aprilie, prețul carburanților comercializați pe piața locală va fi mai mare cu 41 de bani pe litru, scumpire cauzată de majorarea accizei cu 7 eurocenți pe litru, se arată într-un document oficial al Ministerului Finanțelor Publice, notează Capital. Impactul total al noii accize este de 6% în prețul carburanților. Guvernul a schimbat modalitatea de calcul a accizei la începutul acestui an, ceea ce a determinat o scumpire a carburanților cu 11 bani. În urmă cu o lună, Mariana Gheorghe, director general al OMV Petrom, declara că introducerea accizei de 7 eurocenți pe litru va conduce la o scădere a consumului de carburanți între 1 și 3%. Apple a lansat o variantă mai ieftină a modelului iPhone 5C, cu mai puțină memorie, în încercarea de a atrage consumatorii atenți la preț. Noul smartphone fiind disponibil în 5 țări, transmite Bloomberg. iPhone 5C cu 8 GB spațiu de stocare costă 429 de lire sterline în Marea Britanie, față de 469 de lire în cazul modelului lansat anul trecut, cu memorie de 16 GB. Noua versiune este disponibilă în Marea Britanie, Franța, Germania, Australia și China. Mai multe informații găsiți pe site-ul b1.ro la secțiunea Economic.